Cena pro prosecco 3. Eu așa mă mănânc că simt foarte tare, râd foarte mult pentru că mă bucură. Așa e felul meu de a fi. Eu când fac așa, nu sunt nebun sau ceva, deci eu nu pot să mă obțin. Asta este fericirea mea, mașinile, nu știu, le iubesc, le... Deci acum îmi vine să nu râși de mine, dar îmi vine să bucur aici, la Lamborghini. Nu pot să cred! Auzi, ce cum s-a pe aici? E nemai moment. Ce mi de foarte bine și cred că nu s-a uită fărzul ăsta niciodată. Era un pom foarte, foarte mare în fața blocului și ne jucam de-am prins la jurul copacului. Și am vrut, păi băieți, ăsta am fost coași cu mine, că și așa, copac, vreau și eu să fac parte din grupul vostru. Și m-a zis, ok. N-a trecut, băi, deci nu vreau să te râzi cu nimic. N-a trecut două minute, am început să mă scuipe. Am început să-și bată joc de mine. Și am în clipa aia, m-am dus foarte supărat acasă sus. La părinții mei și l-am zis, păi mami, eu cum să s-o ofer, dacă toți copiii mă judecă și mă urăsc pentru faptul că sunt, am acest supărat în casa unui doctor foarte stupid, bine. Ce să trebuie să fac? Și atunci am zis, mamă, ai grijă, oamenii sunt foarte răi. Și mi-am dat seama că acum nu fac eu tot. Fac ceea ce îmi place. Și cunosc multe comentarii de hate. Mi-e greu să înțeleg cât de josnic poți să fii să dai hate unui om ca tine. Gata? Da. Oameni normali, adică eu... Adică te evită. Mă evită, da. Mă evită foarte mult. Și... pur și simplu nu vreau să ai contact cu mine. Nu cred, mă! Nu cred! Pe bune? Băi, deja pe ăla, nu cred. Te rog să nu te spui de mine, eu mă bucur că ai un copil. Eu așa mă mănâncă, simt foarte tare, râd foarte mult, pentru că mă bucură. Așa e felul meu de a fi.